Tema propusă pentru anul acesta pentru a marca Ziua Mondială a Apei vizează promovarea dezbaterilor și a informărilor legate de criza apei și a salubrității, precum și atitudinea, soluțiile pe care trebuie să le găsim și să le adoptăm pentru a preveni și a atenua efectele pe care acestea le generează. La Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, sărbătoarea apei a început din primele zile ale lunii martie, constând în activități de igienizare pe cursurile de apă administrate, evenimente dedicate apei, participări la lecții deschise, porți deschise, etc. Toate sistemele de gospodărire a apelor din subordinea Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea au derulat și încă derulează activități de colectare a deșeurilor din ape și de pe maluri. Din păcate, efortul este zădărnicit de comportamentul celor care nu cunosc legile și nici măcar pe cele ale bunului simț, deoarece deșeurile reapar la scurt timp după igienizare. O mare atenție a fost acordată acțiunilor de educare a copiilor, participând la Săptămâna Verde cu prezentări despre apă, materiale didactice, vizite la baraje sau laboratoare. Peste 1000 de preșcolari, elevi și studenți au fost implicați până la această dată în astfel de activități. Acea apă ar fi toată apa de pe pământ. Doar așa cât aș lua eu într-un pumnuleț, este apă dulce. Restul este sărată pe planeta. Ce desenați? Picături de apă. Trebuie să învățăm că fiecare gest al nostru este important și contează. Și să alegem tot timpul să facem faptele bune. Să facem ceea ce ține de noi, dar să facem bine. Pentru a păstra un echilibru în viața noastră și în natură. În data de 24 martie, începând cu ora 10 în municipiul Pitești, sala Anfiteatru a Consiliului Județean Argeș, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea va organiza ședința de dezbatere publică a planului de management al riscului la inundații aferent Administrației Bazinale Argeș-Vedea, întâlnirea la care sunt invitați toți factorii interesați din bazinul hidrografic Argeș-Vedea.